Noul an școlar începe cu alegerea reprezentantului elevilor în Consiliul de Administrație. Alegeri sunt organizate de reprezentanții Consiliului Elevilor din fiecare școală. Elevii înscriși în cursă vor avea parte de o campanie în care își vor prezenta candidatura așa cum știu ei mai bine. Elevul ales va avea responsabilitatea de a fi vocea elevilor. Începutul de an școlar coincide cu alegerea reprezentantului elevilor în Consiliul de Administrație al Unităților de Învățământ. Elevii care au împlinit 18 ani vor avea parte de zile de foc în această perioadă. Reprezentanții Consiliului Elevilor pregătesc alegerile pentru cea mai importantă funcție pe care o poate avea un elev. Cei care doresc să se înscrie trebuie să țină cont de faptul că punctul forte al alegerilor va fi campania electorală. În curând vor începe cursurile, iar odată cu acestea se dă startul alegerilor pentru reprezentantul elevilor în Consiliul de Administrație, care reprezintă forumul decizional suprem în fiecare unitate de învățământ. Între 9 și 10 septembrie va avea loc anunțarea și promovarea alegerilor, mai apoi urmează depunerea dosarelor de candidatură care vor fi validate pe data de 12 septembrie. Între 13 și 18 septembrie va avea loc campania electorală, iar pe 19 va fi organizarea alegerilor. Alegerile pentru reprezentantul elevilor se vor organiza de către Consiliul Elevilor din fiecare unitate de învățământ. Așa că în ziua desemnată prin calendar pentru alegeri, elevii din întreaga unitate de învățământ își vor exprima opinia prin vot secret, universal și liber exprimat. Elevul ales va avea responsabilitatea de a fi vocea elevilor. El trebuie să țină cont de dorințele și necesitățile acestora și în același timp să cunoască drepturile pe care elevii le dețin. Elevul reprezentat în Consiliul de Administrație are datoria de a-și reprezenta toți colegii mai mici, toți colegii din liceul din care provine, la nivel decizional în liceul său și are responsabilitatea de a lua cele mai bune decizii pentru a crește nivelul de învățământ din liceul său. Elevii interesați vor putea găsi mai multe informații despre alegeri pe pagina de Facebook a Consiliului Județean al Elevilor Mehedinți.